Bă, bună dimineața! Vorbitorilor de limba română și industriei gaming. Știți, în povestirile pe care tot vi le-am spus eu, am explicat mulțimea de proștii aflați în spatele unor pagini ale industriei. Acum mult timp în urmă era un idiot. Îi zic idiot că asta este. El are un fetiș cu nylon. N-am nimic cu el. Atâta timp cât stă pe pagina mea și vorbește doar el. Și își face singur fantezia. Dacă voi credeți că eu spun doar povești, da, să vedeți când îi las pe ăștia care sunt cu... sclavia sexuală. Ei sunt cu sclavia sexuală, eu nu sunt. Da? Cred că le-am dat rejecții la ăsta o tonă de ani. I-am spus de 15 milioane de ori că nu mă interesează sclavia sexuală. Nu-mi doresc un sclav sexual. Efectiv. Bă, vrei, nu vrei. Omul nu înțelege. A căutat momentul când, de exemplu, cum e ianuarie, decembrie, de decembrie, nu neapărat. Începutul lui decembrie, când încep să fie cadourile, se strâng o bani de cadouri și în ianuarie. Și bineînțeles că a venit să se bage iar pe gât cu sclavia lui sexual. Care este fantezia lui? Ca și cu sexul cu animale din imaginația lor. Ca și aia care au tot felul de cartoons. Da? Mai majoritatea mă plătesc ca să le ascult porcăriile din capul lor. Da? Thank you. Deci ăsta este unul care e de prin Olanda. Bineînțeles că acolo, fiind toți drogații de puterea, e liber să drogheze. Impus spus să nu se drogheze. Deci vine și spune încât să mă drogheze. Da, drogheze să vă bă, nene, nu știu cum face. Oricum, ăla... Bă, am băut și eu vin. Vă jur. Am băut și vodcă. La o bărbați trei. De eu n-am avut idei din astea. Eu nu știu de unde le trece lor prin cap. Ăsta se crede marea prostituată, ca voi să înțelege la el. La el, sclavia sexuală este egală cu prostituția. Ca voi să înțelegeți. El nu vrea să fie... Și ca să vedeți voi, la un moment dat, în timpul sesiunii, el mă crede că sunt o mare... El se crede. Deci în creierul lui ăla mic și prost. Tu n-ai cum. În prostia lor de Olanda, mamă, că e... El se crede un sclav din ăla, un sclavete. Că dacă vine la voi să-i faceți. Lăsați să vorbească singur. Pentru că dacă vine adminii, îi spui, doamne, ce mă interesează, spui mine, membru plătește, membru vorbește. La mine ce? Vine și se uită la păpucii mei. La, cum se numește, trebuie să pui camera, fiecare are câte un fix. Da? E picior peste picior, să se vadă toată gamba, să-i se vadă tocurile. Oricum, el s-a îmbrăcat în tocuri și în nylons. El știe ce are în sticla aia. El știe ce trage pe nas, că nu-l interesează. El are impresie, dar eu trebuie să vă zic că trebuie să știți, că eu le știu toate detaliile la toți ăștia. Asta se crede mare prostituat. Da? Și că el este el oferă servicii sexuale. Este atât de prost. Deci, frate, este atât de prost. Ați înțeles? Tu nu poți să-i spui, bă, nene, Mystery Slave este cu totul altceva decât rahatul tău de matroană, om care oferă servicii sexuale. El așa se crede. Dar el în creierașul ăla lui mic de drogat. Mi-a fost foarte greu să-l fac să înțeleagă. El nu înțelege. Voi trebuie să înțelegeți că marea majoritate au astfel de bărbați. Ei nu înțeleg. Nu ai cum să vorbești cu ei.
limita, dacă el vrea să fie numit sclav sexual, deși el oferă, în fantezia lui, el oferă servicii sexuale, el este un fel de prostituată. În varianta, da? Adică o persoană care oferă, că el este expensiv. Da? Și dacă l-ați vedea cum arată, da? Adică să aveți impresia că este gigolo. Toți drogații arată așa. Da, toți oamenii care nu arată ca mine, frate. Mai bine, unul era supărat odată că eu îl hătuiesc oricum. Când îl prind, îl hătuiesc. Odată pentru că stă pe paginile mele și cere cizme fără să plătească. Are pretenții diverse și piele și toate celelalte fără să plătească. Frate, îi cumpăra odată vreo cizmă la vreo cuiva? Nu, lui îi place că îl poartă el. Ca voi să înțelegeți. El și-a cumpărat tot felul de cizme, a venit toată și mi-a arătat unul, asta e discut despre altceva, unul care din vețivul mă mai scoate unul. Pentru că de câteva ori, prima dată și prima dată, când am fost foarte supărată pe el, cred că l-am blocat și l-am făcut bici. L-am făcut asshole. Nu, l-am făcut asshole. Borta curului, ca voi să înțelegeți. El oricum vine băut, ca voi să înțelegeți. El este un fost organ militar, mă rog, fost militar, a terminat, a fost în armata marină a Marii Britanii. Omul bea de dimineață până seara, cum se numește, bea bere. Da? El se trezește, bea bere. El nu arată fresh, cum arăt eu, ați înțeles? Bă, uite-te la tine, cum sunt vețivele. Tu te-ai dat vreodată la alea care beau mult? Eu beau odată la nu știu cât timp, probabil că beau când a fost perioada când erau proșii de români. De la studioul ăla de nu puteam să adorm, din ce culoare. Că rămăseseră câțiva cu care nu puteai să faci nimic. În perioada respectivă s-a și... Deci, eu cum vă spuneam, nu pot să explici prostului că matroneria, da? Și el, toată fantezia lui, da? El intră, iese, stă pe public chat, se uită la ăsta. Mie îmi convine că între timp eu mai am și alte sesiuni. Cred că stă pe public chat, să-l vezi ce se supără dacă cumva găsești altceva de făcut. Și el îmi povestește. Îmi povestește cum eu l-am trăinuit. N-aveți voi idee ce l-am trăinuit eu. Și devine un mare pește. Pardon. Nu, un mare sclav sexual. Păi bătu, nu ești sclav, ești persoană care oferă servicii sexuale. Și te mai crezi și expensive, măcar eu aveam unul pe un alt site care el zicea că e foarte, e curvă ieftină, că lui îi place pula. Ăla îi place pula neagră. Într-o zi când o să am timp o să vă vorbesc despre macropenis. Dacă la micropenis mai sunt tratamente naturiste, mai sunt tratamente medicamentoase. Dacă micropenisul iese în natură hormonală, ducându-te la un urolog, și nu numai, el te ajută cu medicamente, da? Să-ți crești pula, imaginați-ți că nu poți. Să tai penisul. De aceea, de cele mai multe ori, o să găsiți tot felul de din ăștia și o să creadă că noi suntem femei proaste. Probabil că în țara lor, oricum, sunt foarte multe femei, chiar și în țara la ei, care... Eu am impresia că noi, în Europa de Est, suntem proaste. Faptul că nu avem palatele care le au ei. Da?
Sa să vedeți într-o zi ce a trecut prin cap la prostul ăsta din Olanda. Îi zic prost pentru că asta este, dar aș face o curvă deșteaptă, dar e o curvă proastă. Ca voi să înțelegeți, vedeți că îi place să fie numislat, să știți. Numai că nu știu dacă îi place să fie numit prost, din punctul meu de vedere, consider că e prost. Pentru că oricât de mult aș încerca eu să explic diferența între sclavul din BDSM, sclavul sexual și unul care oferă servicii sexuale, pe bogată, dacă tu ești expensiv, eu de ce nu sunt bogată? Uite în Olanda, bă băiat. Trece-te pe acolo, vine înapoi și vine și plătește. Nu sta, bă. Posesiunea mea publică și te crede mare șmecher. Am să vă zic ce am mai făcut într-o zi. Că eu am adus o curvă din... Și a zis că vrea să o numească Nadia. Și cum credeți voi că a numit-o de la Nadia Comăneci? A numit-o N-A-D-J-A. Și eu m-am opărit. Pentru că, scuză-mă, te rog, dar osoaicele nu sunt curve. Adică ne ajung să ofere servicii sexuale în oproști. Te uita, mă, cum arată rusoaica? Eu, cum arăt? Sunt cu toți purliții, de vorbă? Da, stăm de vorbă, da. Sugem pula pentru bani, nu. Sau să lingem pizde. Bun. Și zic, hai să schimbăm numele. Că în limba română nu există cuvântul ăsta. Dacă vreți, scriem Nadia. Dar zic că e Nadia cu mâne și mult mai important pentru mine, Nadia, care vă respect. Și zic, hai să o numim Maria. Nu că este un nume biblic. Aoleu, să nebunește, eu ce sunt? Și eu sunt online. N-am trebuit să supuli. Când a venit proștii din studio de la mine, care erau foarte opăriți, că nu fac cuplu cu niciun prost din ăla dintre ei de acolo și că nu mă combin cu nicio javră patetică, ordinară, săracii dracului, erau niște săraci, nici apa, bă, după ei nu era o stare să-și atragă. Rică în pula mea colacu, că eu am săraci aici de adevăratelea. Oameni săraci care vin, care au venit la țară, nu știu de unde vin, ați înțeles, și închiriază într-un complex aici unde sunt, mai e și un complex lângă mine. Da? Moldovenii mei când vin, se duc în complexul ăla, că le găsesc camere. Sunt mai ieftine. Se pot închiria și pe zi, da? Pe zile. Bă, voi știți cum arată acolo? Bă, voi știți cât de curat este? Săraci ăștia de aici! Ăștia care vin din TAS, nu știu ce, sunt muncitori. Păi ăștia nu se pișe, bă, nene, v-am spus la un moment dat când am avut, a venit o mâță la aici, mâța asta albă pe care voi o vedeți, da? M-a trezit că și-a vărsat puiul la mine pe covor. Și-a fătat. Da? Și o țineam, le țineam închiși în baia mea de serviciu și mă cea și mă pișeam în baia comună. Aici este o baie comună în curte. Băia nu se pișeau peste tot. Și crede-mă că erau bețivi. Mai bețivi ca aia nu cred că am mai văzut pe planeta asta. A venit unul odată, era unul și închiriase, lua toate florile pe picioare. Eu cumva una din camere o am fix sub o scară. Când urca la scările, frate, ferească Dumnezeu, da? Dacă adormeam pe acolo, eram în patul ăla, în patul, că fiii mea doarme acolo, așa. Păi auzeam nene ca și cum era lângă mine și îmi zgria pe creier. Eu care am mari probleme cu auzul, cu căști sau respectiv cu cu din aia de urechi. Și ce credeți voi că trece l-o să prin cap că e nume biblic, să moară Gibilanda, ce are boss? Ia uzi.
au zis, bă, care sunteți și vreți să deveniți de sărace și vă numiți Maria? Ana. Să nu vă luați, bă, nume biblice, că o să plângă, vine, cum să, dar ce, Maria n-a fost curvă? Bas, Maria n-a fost curvă! Nu-mi povesti că a venit Dumnezeu! Da, sigur, mai proști sunteți voi. A venit Dumnezeu și i-a dat... Curva a fost, tată! Aia a fost curvă! Maria a fost curvă! Voi înțelegeți? Că voi credeți că Iosif, că... Cum se numește? Că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că e mare șmecherie pe basculă? Că voi sunteți atât de proști de pătera, că voi aveați impresia că o să vină... Că nu știu care de pe acolo a zis că mamă ce vroiam eu. Bă, nene, era bolnav psihic omul. Toți ăștia care erați așa, toți erați niște bolnavi psihic, că o să vină și o să facă și o să dragă, e omul lui Dumnezeu. Serios? Atât de prost? Aia a fost curvă. Nu o să, n-o să poată nimeni să-mi spună de puterea noastră de astăzi. Cum ai că ai făcut un copil pe bune? Da, a picat din sus, nu în povesti. Că după ce m-am dus și am făcut 4 ani de medicină, 5 aproape, și acum fac sexologie, nu-mi povesti tu mie că Maria era mare sfântă. Și când ce zic, voi vă închinați, deci toți ăștia care sunteți creștini, vă închinați la o curvă. Da? Și care este diferența între una care oferă servicii sexuale și o proastă? Ați înțeles cum e aia care l-a obligat pe un alt prost, cum a fost Iosif, să crească copilul altuia. Toți suntem copilul Dumnezeu. Da, e adevărat. Dar era curvă. Și tot Maria Magdalena a fost bătută cu pietre. Tata vă duce capul pe voi, bă. Bun. Eu nu mi-e blic, dragă. Cum să-i spunem? Nu știu, mă întrebați. I-a pus într-o felie, i-a spus să-i spună Oana. Sper că nu vă considerați ofensate. Următoarea dată o să-i spun numele meu. Ca să nu se mai fută atâta în fericire. Va ai nume biblic. De ce? În afară de măta, toate celelalte sunt curve, nu? Da, și el oferă servicii sexuale și ia banii. Nici nu vreți să știți ce prețuri are? În fantezia a lui, să știți, prețurile sunt de la 6.000. 3.000 de euro. Da. Ca să lingă niște picioare. Dați seama. Că toți ăștia care am avut și eu odată pe viața asta pe unul. Sau Serghei, care lui îi plăceau să... Singurele lucruri care plăceau erau picioarele de la femei. Asta este ce să fac dacă bărbatul care are posesorul de pulă n-are și picioarele unei femei, el așa a vrut. Îmi plac și mie lucrurile. Dar el vrea să identifice ca gay, eu nu mă leg de om. Da, nu mă leg de om. V-a spus că eu nu sunt de acord cu orice decide fiecare să se numească și cum se identifice. Doamne ferește, din punct de vedere logic, Serghei nu este gay. Serghei îi place pula. El nu înțelege asta, da? Gay, mai degrabă gay, este prostul care stă toată ziua la birt. Și vă pupați între voi în afară să vă sugeți pula, da? Și veniți acasă și vă folosiți femeile pe post de, cum se numește, de futai. Ele sunt o gaură de cur, le futeți, voi vă credeți la hotel, da? Vine acasă, toată ziua vă petreceți între voi și ziceți că aveți combinații. Dacă aveți combinații, bă, băieți, de ce nu sunteți bogați? Te vreau și eu să merg la manicură, îmi dai bani? Dacă ai fost la combinații, de ce nu merg la restaurant Boss? De ce trebuie să-mi fac, de ce trebuie să devin dominatoare financiară? Și mai aveți tupeul, după atâta timp, să veniți la mine și să-mi dați sfaturi. Bun. Și omul continuă aceeași
fantezie. V-am spus că sunt o meidă, sunt o grămadă de proști. Divina mea boss. Dar ceartă te tu cu membru care are banii. Ei vin și zic povești. Ceartă te tu. Da, prostule. Ceartă te rog frumos cu membru și spune că este ilegală fantezia lui. Că eu nu l-am trimis nici după bani, el scrie în public de prost ce l-a făcut măsa. Că este el, atât al duce mintea lui de drogat. Spune-i la prostul ăla de pe site, care el crede că și-a spus, bă, e drogat! E drogat! I-am spus, tu înțelegi că e drogat? Ia și tu niște studii, pune mâna pe carte și vezi că cu drogatul tu nu te înțelegi. El nu știe diferența între prostituție, persoană care oferă servicii sexuale, între prostituția sexuală. Persoana care oferă servicii sexuale și sclavia din BDSM. El nu procesează diferența. Tu n-ai cum să vorbești. El se crede mare scot și arată ca ultima... Băi, e urât rău de tot omul. Are cuvintele la el. Nu mi-a vrem niciodată urât. Spre deosebire de alți proști care vin pe pământul ăsta. Nu o să-l vezi că o să spună că n-are pretenția să-i se vorbească frumos, dar are pretenția să ia atitudine când o javră cu penis. Mai mare ca asta și cu puțină minte vine pe pagini și spune vai, ești așa drăguță și de simpatică și te iubesc atât de mult și tu tot cu fraierii ăștia ești. Bă, vezi că lui place să fie numit curvă de către femei, de către tine. Cam asta e tot, că prostia e lungă. Pătera. Sănătate multă. Eu le doresc succes și succese la toți proștii și proastele din industrie. Mai ales la invidioase. Cam atât, bă, scărână viilor. Ai pus să scrie și că e șeful mafiei. De nu știu de unde. Ce crezi că mă interesează? Ba nu. Cât pompează, e bine, că nu mai pompează bani, out. Asta se numește atitudine, boss. Că nici barmanul nu-l întreabă pe ăla cum ai făcut banii. Și nici un magazin, nici cel mai ieftin magazin sau restaurant, până la cel mai scump, nu-l treabă pe ăla, nu dă vindem dacă nu ne arăți cum ai făcut banii. Că asta este, când sunteți proști, dacă nu sunteți făcuți proști grămadă, nu e bine. Că despre proștii de la mine din industrie, credeți că trebuie să ne controlăm animalele, că sar? Bă, atâta timp cât animalul nu este pus într-o situație în care eu să-l folosesc pe post de, să-l insult din punct de vedere sexual și nu-l folosesc din punct de vedere... Dă-l dracu liber! Ce vrei să-i fac? Ce să-l fac? Să-l leg? Păi nu e ok să-l leg. Păi să leagă-te tu, bă, băiatul! Tu, javră penală, futu-ți Dumnezeu, mătii, de curvă ordinară din industrie, stai tu cu zgarda la gât, legat de colț. Ia vezi! Ia vezi la cât de prost te-a făcut mata dacă poți să reziști acolo. Atât pentru ziua de astăzi, că eu sunt o femeie tare dulce. Până mă scoți în sărite.